Diva lui Tony Gregory au fost o victorie și o înfrângere. Daniel a reușit să-și ia se răzbune în 2006 printr-un knockout spectaculos la Local Combat în București. Era Local Combat 24 după ce fusese învins în același an, în martie, la Iași, în aceeași gală, Local Combat. Da, atunci era un an bun pentru Tony Gregory, reușea să-i învingă pe Patrice Quarteron sau Errol Zimmerman, Peter Maestorovic se număra și el printre victimele lui Tony Gregory, un luptător care a reușit câteva titluri, să cucerească câteva titluri importante în cariera sa, atât pe reguli de box, Muay Thai sau kickbox. Ultimul meci pentru Badr, o înfrângere în fața lui Hezi Gerges pe 29 mai, anul trecut. Iată, aproape un an de absență pentru Badr Hari. Nu stă mai bine nici Tony Gregory. Ultimul său meci pe 18 decembrie 2009, un meci terminat la egalitate împotriva lui Fabrice Orien. De atunci Tony Gregory a mai urcat în ring. Ultimul său meci a fost chiar în acest an. Luna trecută a fost făcut knockout în ringul de box profesionist de Mike Perez, a pierdut meciul în prima repriză, Gregory. Da, s-a axat pe cariera din box, Tony Gregory. Da, a avut numai puțin de 4 meciuri în acest an pe regulă de box, Gregory, 3 victorii și o înfrângere prin knockout. Foarte interesant acest meci, mai ales luând în considerare această trecere scurtă la profesioniști, la box, pentru Tony Gregory. Se știe, Badr Hari, un luptător foarte puternic pe brațe, vom vedea o confruntare care se va lăsa cu scânteie între cei doi. Să nu uităm, Gregory are lovituri foarte bune de picior. Meciul câștigat împotriva lui Daniel Ghiță s-a finalizat printr-un astfel de knockout cu un high kick. No back fist, spinning back fist. No elbows, no clinches. Off the mat, come on, Gregory, back, stop for the all, okay? Raise a good fight, shake, handsome as a match. Au primit ultimele indicații de la arbitru de ring cei doi luptători. Multă agitație în jurul ringului. Fanii s-au strâns în jurul ringului pentru a fi cât mai aproape de favoritul lor. Foarte mulți fanii are Badr Hari la această gală din Lyon. L-am văzut și pe Melvin Manhoff, colegul lui Badr Hari, în colțul marocanului. Începe prima repriză. 3 reprize, a câte 3 minute. A explodat sala la prima lovitură trimisă de Badr Hari. Să vedem reacția publicului la o primă serie mai legată, iată-o direct acum din partea marocanului. Are o explozie extraordinară pe brațe Badr Hari. Static în acest moment Badr Hari. Încearcă să își cunoască mai bine adversarul. Stă la bătaie Badr, nu-i pasă de intrările aproape a lui Tony Gregory, l-așteaptă pe contră. Este un luptător care îi place să lupte foarte mult pe contră. Oh, ce direct a reușit acolo Badr Hari la ficatul lui Tony Gregory. Ratează croșeul de dreapta marocanul, lovitură mediană de picior, un croșeu de dreapta bun și pică la podea acolo Tony Gregory. Cât pe ce Badr Hari s-o comite din nou, a vrut să lovească pe Tony Gregory când era la podea. Da, Tony Gregory vrea să continue meciul, brațele sus pentru luptătorul francez. Cât de tare poate să dea Badr Hari cu pumnul. A fost prima lovitură care l-a atins ceva mai tare pe Tony Gregory. Foarte ciudat cum acesta stă cu brațele jos. Risc mare împotriva unui luptător ca Badr Hari să stai cu garda jos. Încă o directă la corp trimisă de Badr Hari. Oh! Ce lovitură, ce uppercut a dat Hari. Parcă lovește cu dinamita, parcă are explozibil în pumn. Iată-l pe Tony Gregory, se avântă acolo peste adversarul său și mai încasează un croșeu de stânga. Arbitrul de ring nu pune capăt meciului, l-a lăsat pe Gregory să se ridice.
Foarte ciudată evoluția lui Gregory. Pare că nu prea vrea să-i pună mari probleme lui Badr Hari. Este tot timpul capul pe jos, brațele. Da, destul de ciudată evoluția lui Tony Gregory. Dă cu toată forța acolo Badr Hari. Încearcă să-și termine adversarul. Din nou la podea, Tony Gregory pică francezul. Este numărat din nou. 6, 7, 8. Da, pune capăt acestui meci arbitru de ring. Este numărat pentru a treia oară în acest meci Tony Gregory. Revine cu victorie Badr Hari. 3 knockdown-uri. Înseamnă capătul luptei pentru Gregory, care pare a fi nemulțumit. Nu a fost o evoluție deosebită din partea francezului. A fost o evoluție jalnică din partea lui Gregory. Nu înțeleg de ce nu e mulțumit. A arătat deplorabil în această seară la revenirea în ringul de kickbox. Entuziasmați marocanii prezenți la Lyon la această gală de Badr Hari revine cu victorie. A dat cu toată puterea Badr Hari. Aici momentul în care Tony Gregory a încercat să-l surprindă pe Badr Hari. Fighters please to the middle of the ring. Câtă răutate are Badr Hari când se aruncă cu aceste lovituri de braț. Se citește pe figura lui cât de mult rău vrea să facă adversarului. Ladies and gentlemen, we have a winner of this contest. And the winner by a technical knockout in the first round from the red corner, Badr Hari. Câștigă